Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a fost ales astăzi prin vot secret episcop al Daciei Felix. Alegerea a avut loc în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române desfășurată la Paratul Patriarhiei. Preasfinția sa a îndeplinit funcția de episcop vicar patriarhal în perioada 2014-2022. Ședința de lucru a Sfântului Sinod a fost precedată de un tedeum oficiat de preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Lucrările au avut loc sub președinția prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în aula magna Teoctist Patriarhul. După cuvântul de deschidere al întâi stătătorului bisericii noastre, preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, a susținut meditația duhovnicească cu tema Episcopul parte constitutivă a slujirii tainei Sfintei Euharistii. În continuare, în urma votului ierarhilor membri ai Sfântului Sinod, preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a fost ales în demnitatea de episcop al Daciei Felix. Felicităm pe preasfințitul episcop vicar patriarhal, Ieronim Sinaitul, și această apreciere care se bucură din partea membrilor Sfântului Sinod, trebuie să-i dea curaj. Sunt multe de făcut acolo, dar sunt și posibilități mari. Spre deosebire de parhile din Basarabia, care sunt mai sărace, această eparhie, cel puțin în zona Voivodinei, este o eparhie consolidată, cu oameni gospodari, cu parohii care au și case parohiale, biserici mari, iar Catedrala Ortodoxă Românească din Vârșeț este la doi pași de Catedrala Ortodoxă Sârbească. A fost cumpărată o casă acolo și acum ea trebuie zugrăvită și dotată. Eparhie din partea de vest a țării potrivit hotărârilor anterioare ale Sfântului Sinod, vor ajuta această eparhie, ca și pe cea din Ungaria, după posibilități. Aceasta înseamnă că atunci când se găsesc posibilități, se trimite pentru o vreme un preot, dacă este cerut, ele pot ajuta. Trebuie să învățăm pe preoții noștri ca slujirea se poate fi făcută și în afara granițelor, așa cum facem cu eparhiile din diaspora, pentru o vreme. Este foarte important să știm că această eparhie românească din Voivodina, deci teritoriul eparhiei Dacei Felix din Voivodina, are o tradiție bisericească sănătoasă și parohiile au și terenuri agricole, hectare mai multe sau mai puține și dacă sunt bine valorificate, de asemenea, pot fi de mare ajutor. Ceea ce este de făcut urgent, de asemenea, pe lângă organizarea reședinței episcopului, este curățirea picturii la Catedrala Episcopală din Vârșeț și lucrări de intensificare a vieții liturgice încât aici, sigur, este nevoie de multă râvnă și, în același timp, de multă înțelepciune. După alegere, ierarhul a mulțumit lui Dumnezeu și membrilor Sfântului Sinod pentru misiunea încredințată. De mic copil, când am pornit pe drumul slujirii lui Dumnezeu și al bisericii, am înțeles că slujirea bisericii nu este ceva ușor slujirea bisericii înseamnă multă responsabilitate și multă jertfă. Este foarte important în viața noastră să armonizăm voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Nu pot spune decât Doamne, facă-se voia ta. De aceea primesc cu bucurie această chemare a Duhului Sfânt pentru această nouă slujire mă încredințez rugăciunilor prefericirii voastre în al preasfinților și preasfinților voastre și, desigur, solicit prefericitului Părinte Patriar Daniel să mă sprijine, pentru că vor fi destule greutăți la care, sigur, va trebui să dăm un răspuns comun și să fie în interesul bisericii noastre, dar și al bunei înțelege și păcii între biserici. Preasfințitul părinte Ieronim Crețu s-a născut în comuna Brăiești, județul Buzău, în data de 21 noiembrie 1959. În 29 aprilie 1988 a fost numit slujitor la Catedrala Patriarhală din București și responsabil al Bibliotecii Centrale Patriarhale, iar începând cu data de 2 martie 1990 a îndeplinit slujirea de ecleziarh al Catedralei Patriarhale. În 25 decembrie 1990 a fost hirotestit Protosinghel, iar la 10 aprilie 1994 arhimandrit. În data de 5 august 1994 a fost numit delegat al Patriarhiei Române la locurile sfinte și superior al așezamintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan. În anul 2009 a fost ales episcop vicar patriarhal cu titulatura Sinaitul și hirotonit în 29 mai 2014 în Catedrala Patriarhală din București. Tot în prima parte a ședinței, prefericitul părinte Daniel a oferit ordinul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, părintelui Emanuel Tăpălagă, vicar al Voivodinei, și părintelui Boian Alexandrovici, vicar al Timocului din Episcopia Daciei Felix. Acest caun episcopal a fost vacantat în data de 17 februarie 2022 prin transferarea preasfințitului părinte episcop Daniel Stoenescu în postul de arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei cu titulatura Densușanul. Episcopia Daciei Felix este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, cu sediul la Vârșeț, care are jurisdicție asupra comunităților ortodoxe românești din Serbia și este direct subordonată Patriarhiei Române. Biserica înălțarea Domnului din Vârșeț este catedrală episcopală. În cadrul aceleiași ședințe au mai fost luate următoarele hotărâri: înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București în ziua de 13 iulie, începând cu anul 2024, aprobarea textelor Sinaxarului, Acatistului și slujbei Sfântului Cuvios fie de la Optina zi de sărbătorire, 1 aprilie. Aprobarea textelor Slujbei și Paraclisului Sfântului Ierarh Grigorie Palama, zi de sărbătorire, 14 noiembrie. Aprobarea textului Rugăciunilor pentru Pace, care se va introduce în liturghier, molitfelnic și în cărțile de rugăciune.